Exemplele bune din Sfântul Nicolae Mare continuă și aducem în fața dumneavoastră cadre medicale și cadre didactice care au ales să se vaccineze împotriva COVID-19. Sunt persoane care au ales să vorbească liber despre vaccinare, persoane care prin propriul exemplu întind o mână de ajutor comunității din care fac parte. Cadrele medicale au fost cele mai expuse infectării cu virusul SARS-CoV-2 în toată această perioadă de pandemie, au luptat în primă linie, au văzut cel mai bine realitatea din spitale, din intervențiile la care au fost solicitate și de cele mai multe ori s-au luptat pentru viața pacienților. Tocmai de aceea, medicii din Sfântul Nicolae Mare au ales să se vaccineze pentru a se proteja, pentru a avea o siguranță mai mare și pentru a le da încrederea necesară și pacienților. Eu m-am vaccinat în primul rând pentru că mi-era dor să-mi strâng în brațe mama, mătușa și, în general, persoanele vârstnice la care am ajuns mai greu și mai rar în perioada pandemiei. În afară de asta, m-am vaccinat pentru că am trecut prin boală, pentru că sunt un om care am văzut foarte mulți pacienți bolnavi de COVID și mi-am dorit ca să se termine cât mai repede și să încercăm să aducem cât mai aproape sfârșitul acestei pandemii. Profesorii fac parte și ei din categoria celor expuși riscului de infectare zi de zi. Pentru a se proteja pe ei, dar și pe elevi, profesorii au ales să se vaccineze. Astfel, se pot prezenta la clasă în siguranță, fără teama de a se infecta sau de a transmite virusul colegilor și elevilor cu care intră în contact zi de zi. În primul rând am ales să fac asta pentru că nu sunt contra vaccinurilor. Am doi copii, sunt vaccinați cu toate vaccinurile din programul național. Lucrez la școală cu 459 de copii și 30 de dascăli și personal didactic și nedidactic. Și cred că e o normalitate în care ar trebui să intre toată lumea. M-am vaccinat în primul rând pe motiv medical, pentru că eu consider că este un act de responsabilitate pentru a putea circula mai ușor atât în țară cât și în străinătate și pentru a-mi proteja familia. Am trecut prin boală și am observat că foarte ușor au luat și copiii de la mine, deci copiii mei personali. Nu am avut o formă foarte gravă, dar nici să zic foarte ușoară. Am avut destul de mulți în familie, și fratele meu, și cumnata, și veișori primari care au fost bolnavi. Și am considerat că pentru a-i proteja pe toți din jur, este cel mai bine să ne vaccinăm. Vaccinarea reprezintă în acest moment singura metodă de a scăpa de pandemie. De la începutul pandemiei și până în prezent, potrivit Direcției de Sănătate Publică, mai bine de 1200 de persoane infectate cu COVID-19 au decedat în județul Timiș.